Hai să vorbim despre stele. Stelele, hai să vorbim despre distanță un pic până la stele. Că am vorbit despre distanța până la soare. Mai țineți minte câte minute făcea lumina de la soare la pământ? 8 minute 20. 8 minute 20. Super. Hai să luăm altă stea. Uite, luăm steaua asta. Se numește Vega. O vedeți toți? Ia uite-o. Steaua Vega. Foarte strălucitoare. Steaua Vega este o stea foarte strălucitoare. Este o stea aflată cam la 25 de ani lumină distanță. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă lumina de la soare până la pământ călătorește, parcurge distanța în 8 minute, lumina de la steaua asta parcurge distanța de la ea până la noi în 25 de ani. Nu o să vă întreb ce făceați voi acum 25 de ani, da? Apropo de asta, chiar vreau să te întreb dacă ai vreo stea pe acolo, la 40 de ani lumină, ca să văd și eu când m-am născut, când a trimis această lumină spre găsim noi. Găsim și stea la 40 de ani. Sunt stele la orice distanță, găsiți pe cer. Poți să pun și una la 1500 de ani lumină distanță acolo, da, să vedem cum era, nu știu. Nu știu. Asta, dacă vreți pe vremea dacilor. Exact, asta vreau să întreb. Da, nu, dar în principiu asta este o stea care se vede practic în trecut cu 25 de ani. Asta înseamnă. 25 de ani lumină înseamnă că lumina lumina pe care o vedem noi acum de la stea, nu din programul ăsta, dacă este un program, da? Când ne uităm la stea sus, pe cer, seara, lumina care ne intră în ochi a plecat de la steaua aia în urmă cu 25 de ani. Și practic toate stelele de pe cer, noi le observăm în trecut. Fiindcă lumina nu parcurge distanțele instantaneu. Are nevoie de un timp ca să ajungă de la acolo până la noi. De exemplu, dacă vrea să ne uităm pe cer în seara aceasta la Vega, așa, unde am putea să o vedem? Am putea să o vedem din București, că este o stea strălucitoare, dar trebuie să nu fie norat. Asta e singura condiție. În principiu, asta e o stea care se vede mai bine în timpul nopții vara. E mai mult timp pe cer. V-ați gândit voi vreodată cum se calculează distanța până la... De unde știm noi că sunt 40 de ani lumina până la... Cu metru. Cu centimetru, cu șubler, nu? Sau cu ceva. Nu, cu ce credeți că se calculează? Ideea e felul următor. Cât e un an lumină, mai întâi? Hai să stabilim asta. În kilometri, nu? Da. Să ne dăm cu părerea aia, să vedem. Cine... Păi dacă... Cât înseamnă? Un an lumină, știți cum e? E ca un iată de măsurat distanța, similară cu kilometru, numai că mult mai mulți kilometri. Cu metri nu, hai să ne băgăm la metri. Deci dacă până la soare, fiți atenți, doar așa, e o problemă de matematică. Dacă până la soare, sau de la soare până la noi, da? Da, dar e de mulțit mult aici. Lumina ajunge în 8 minute și distanța este de 150 de milioane de kilometri. Așa. Faceți voi restul ca. Da, vă dați seama, deci distanța între noi și soare este de 150 de milioane de kilometri și lumina ajunge în 8 minute. Dacă ar ajunge într-o oră, sau multiplu de 8, hai să zicem. În 25 de ani la steaua Vega. Hai să vedem la una lumină, da. Vreți să vă zic, ca să nu mai calculați pe hârtie? Da. Un an lumină înseamnă aproximativ 10.000 de miliarde de kilometri. 10.000 de miliarde, este un an lumină. Să încercăm să scriem 10.000 de miliarde? 10.000 de miliarde. Hai să vedem, 1 miliard. Trebuie să vă obișnuiți după aia pentru că operați bancomatul sau ceva. 10.000. Am pus pe 10. 10, da. 10.000. 10.000, încă 3 zerouri. De... 1, 2, 3... Și acum ați zerouri, încă 9 zerouri. 1, 2, 3... Ia uite ce e acolo. O nebunie. Asta e una în lumină, în kilometri. Stai să punem și ce sunt. Nu-s chiar 10.000, sunt vreo 9.000, nu știu cât, nu contează, 9.600 sau ceva de genul, dar sunt aproximativ 10.000, azi, ca să rețineți mai ușor. 10.000 de miliarde de kilometri. Asta e una în lumină. Până care era cea mai lungă călătoria voastră? Da, cam ciudat. 2000 de kilometri, nu? 2000 de kilometri. Până la steaua Vega însă sunt de 25 de ori chestia asta. Luați asta și mulțiți cu 25 de ori până la steaua Vega. Stai un pic, stați o secundă. Deci cel mai lung drum parcurs de voi a fost de 2000 de kilometri, da? Iar aici suntem, ca să vă dați seama, da? Ok. Și până la Vega sunt 25. De 25 de ori mai mult chestia asta. Deci înmulțiți cu 25. Ia spune, Domnule. Punem direct 25 înainte de... Și punem toate zerurile astea de aici. Am transformat, da? 250 de mii de miliarde... Am zis bine, da? De kilometri. 250 de mii de miliarde de kilometri. Tot ce vedem pe cer noi acum, puncte luminoase, sunt stele din galaxia noastră și mai mult decât atât, sunt stele apropiate de noi, adică vecinii noștri.
Stai puțin, deci aceasta la 25 de ani de an lumină distanță este aproape de noi. E printre cele mai apropiate stele. Și este în galaxia noastră. Toate stelele sunt în galaxia noastră. Cam câte galaxii sunt în univers, așa, cu aproximație? Înainte să vă zic asta, vă zic câte stele sunt în galaxia noastră. Spune-ne. Deci în galaxia noastră sunt între 200 și 400 de miliarde de stele. Asta e o estimare, nu știm exact câte, între, hai să zicem 200 de miliarde, luăm cifra mai mică, da? Ca să nu ne doară capul, oricum tot aia e, că sunt multe. 200 de miliarde de stele. Și avem miliarde de galaxii. Înmulțiți miliarde de galaxii cu 200 de miliarde și vă doare capul și nu mai facem nimic. Și în jurul fiecarei stele s-ar putea să existe planete? Nu că s-ar putea, sigur există. Da. Și în jurul fiecarei stele e posibil ca o planetă să aibă viață? Asta nu știm încă, dacă e posibil ca o dar probabil sunt mai rare planetele pe care există viață. Pe care există viață. Dar nu știm încă, asta o să descoperim în viitor. Poate o să descoperiți voi asta. Din start îmi dau seama că trebuie să știi bine matematică pentru această să știință. Să nu te încurci la bani sau ceva, nu? Vă vreți vă nu, pregătiți. Să nu te încurci la kilometri. Să te încurci la kilometri, da, e... Asta dacă vreți să vă jucați cu ele, în principiu... E de-aia fascinant. De-aia nu folosim kilometri când discutăm de distanțe în spațiu. Fascinant. Ca să nu ne doară capul. Discutăm cu an lumină, că e mai simplu. Hai să ne întoarcem la stele. Hai să ne întoarcem. Vreau să vă mai arăt ceva despre o stea, apropo de distanțe. Vrem să ne ducem după aia și la Altair. Vrei la Altair? Hai să ai de întâi la ce ne spune tu acolo. Ție Altair. Hai să, la Altair este ceva, e o stea apropiată de noi. Dar acum stai să o dăm la loc. Altair. Altair este steaua asta de aici. Uite. Asta este steaua Altair. E o stea la 16 ani lumină distanță, cam așa. Mai apropiate de noi. Dacă vreți o stea și mai apropiată și cea mai strălucitoare stea, care se poate vedea de la noi și care se poate vedea pe cer în general, este steaua Sirius. Și este cea mai apropiată de noi? Nu este cea mai apropiată, este destul de apropiată, este că la 8 ani lumină distanță. Uite, avem aici distanță, 8 ani lumină. Dar 8 ani lumină, ăștia știu că iarăși poate să apropiată stea. Ajunge imediat, nu? 80 de mii de miliarde de kilometri. De 8 ori 10 mii de miliarde de kilometri, da. Dar dacă vrea să mergem cu racheta până la steaua asta, oare cât am face? Cu rachetele pe care avem noi acum la dispoziție, oamenii, ce am construit noi, ca să ajungem la steaua asta, care este printre cele mai apropiate stele de noi, vecinul nostru apropiat, vecinul de bloc, de scară, da? Ca să ajungem cu racheta acolo, am avea nevoie de 150.000 de ani. Iarăși, călătorie plăcută e puțin spus, da, până acolo. 150.000 de ani? 150.000 de ani până la steaua printre cele mai apropiate stele de noi. În stadiu teoretic am aflat de o rachetă care nu îi trebuie niciun fel de combustibil după ce iese din atmosferă și se folosește de o velă solară care este care e atât de ușoară încât este tras în față de fotoni. Da, există proiecte de genul ăsta, deocamdată la stadiul de concept. În principiu, odată ce ai ajuns în spațiu, vă te-am văzut să știi cum mâna sus, odată ce ai ajuns în spațiu, nu mai ai nevoie să propulsezi nimic. Fiindcă odată în spațiu ajuns, îți păstrezi viteza. Nu mai există. Viteza se păstrează, nu mai există aer, frecare cu aerul care să te încetinească. Și atunci tu dacă ai prins, ca să ajungi în spațiu, trebuie să prinzi viteza de pe pământ de 8 km pe secundă. Și apoi îți menții viteza. Dacă vreți să încercați să ajungeți în spațiu, alergați tare de tot, să prindeți 8 km pe secundă, da? Adică 30.000 de km pe oră. Puteți să încercați dacă vreți. Dar trebuie să fiți în sus, îndreptați așa, dar nu spre un perete sau ceva. Și n-aveți cum să ajungeți, dar trebuie cu rachetă. Nu poți să ajungi cu nimic în afară de rachetă. O dată ce ai ajuns însă în spațiu, nu te mai încetinește nimic. Și rămâi acolo, satelit. De-aia sateliții nu cad pe pământ. Că au prins o anumită viteză și nu mai încetinește nimic după aia și rămân acolo. Gravitația îi trage pe pământ. Dacă n-ar fi gravitația, s-ar duce în spațiu. Sirius este cea mai strălucitoare stea care se vede. Nu se vede decât iarna, de la noi din România. Emisfera nordică. Am zis România ca să că noi suntem în România, dar emisfera nordică. E o stea foarte strălucitoare. Asta e singura chestie. E o stea... Și la 8 ani lumină distanță, în principiu să știți că la stele, când ne uităm, putem vedea niște detalii, de exemplu putem vedea niște culori la stele. Ce culori au stelele? Stelele au culori, dă-ne exemplu. Poate 3, să fie 5. Stele roșii, atice, stele mai galbene, stele mai albe, mai albăstrui. Păi adică... albastru ce ar putea să însemne? De obicei albastru e o culoare rece, nu? Da. O fi mai rece sau mai caldă? Da, o luăm și noi din... decât unele... Decât deci nu are legătură cu culorile? Ia să vedem, voi ce ziceți? Ce albastră? Care e mai caldă, steaua albastră sau steaua roșie? Depinde. Nu, aici nu-i depinde, e un singur răspuns. Care eu cred că ce albastră, că e albastră. Da, e mai rece, mai rece, nu mai rece. Mai rece. De ce, că e albastră, e mai rece? Da, că e albastră.
Ia zi tu. Albastră. Deci voi ziceți că albastră e mai rece, da? Nu, mai caldă. Mai caldă? Eu din cauza albastru, de obicei sunt flăcările albastre sunt de la gaz, deci înseamnă că au mai mult gaz, deci mai tare, mai mare, nu? În principiu, da, tot știi ceva, culoarea albastră, să știți că corespunde unei temperaturi mai mari. Adică sunt mai fierbiți stelele albastre. Lumina albastră înseamnă o frecvență mai mare, o lumină mai energetică. Mai multă energie acolo. Asta înseamnă temperatură mai mare. Deci este o stea mai fierbinte. O stea mai fierbinte, la suprafață. Ce înseamnă mai fierbinte? Înseamnă vreo 10.000 de grade. Lumina roșie de la stele roșie, cam vreo 4.000 de grade. Deci adică apa fierbe la 100, ca să vă gândiți. Tot fierbinte, e și steaua roșie. Nu e ca un suc, da? Nu e ca înghețata. Și cea... Soarele nostru sau ce? Da, soarele exact. E pe la vreo 6.000 de grade. La suprafață. Deci este o stea doar mai... la suprafață. Este o stea mai rece, să înțeleg. Este o stea mai rece decât... Nu, este o stea mai fierbinte decât Betelgeuse. Betelgeuse este o stea mai roșiatică puțin. Uh-huh. Hai să vă zic de Betelgeuse. Betelgeuse este o stea foarte mare. Este o stea super gigantă. Super gigantă roșie. Asta te întrebăm. De câte ori ar intra soarele? Sau cum ar fi soarele pe lângă? E cât sistemul solar. E imensă. Deci tot Betelgeuse? E cât întreg sistemul solar? Ar ajunge ceva de genul până la orbita planetei Marte, cam așa. Adică e foarte mare. Am înțeles. O stea imens. Wow. Soarele e un bebeluș, da? Pe lângă Betelgeuse. Chiar e un bebeluș. Și noi mă rog, nici mai conta. Bacteriile de pe bebeluș sau ceva. Și... Betelgeuse asta este o stea mare și că o să explodeze. Că tot vreau să ajungem și la ce înseamnă asta. Când explodează o stea? Tu vrei să explodeze Betelgeuse mai repede, nu s-o vezi. Nu, dar ea o să explodeze în următorul 1.000.000 de ani, cam așa. Dar nu știm, că poate să fie și mâine. Yay! Da, ce înseamnă când explodează o stea? Noi nu știm, lasă-ne și pe noi să descoperim. Da, ce înseamnă când explodează o stea? O stea când explodează, ce o să vedem noi? Acum nu o să intrăm în detalii de astrofizică, că știu că totuși hai să nu mergem prea departe, dar ce înseamnă când explodează o stea? Noi o să vedem pe cer că steaua asta o să crească atât de mult în strălucire, încât ea o să se vadă și ziua pe cer. Problema e așa. Steaua asta, hai să vedem dacă vă prindeți voi de treaba asta, e la 500 de ani lumină distanță de noi. Eu pot să am discutat de asta, de distanță, da? Dacă ea explodează mâine, la ea acolo, când ajunge la noi lumina exploziei? Peste... 500, cât ai zis? Peste 500 de ani. 500 de ani. Da. Peste 500 de ani, deci dacă mâine explodează steaua, de-abia peste 500 de ani o să vedem lumina exploziei pe Pământ. Noi nu o să mai vedem, îmi pare. Da, dar mai e o șmecherie aici. Ia dacă a explodat deja. Corect. Dacă steaua a explodat acum 500 de ani și lumina e pe drum de la explozie, mai are un pic și ajunge până la noi. Deci poate ajunge mâine. Vă dați seama, e posibil ca în timpul lui Mihai Viteazu să fie explodat deja. Exact, da. Păi asta, noi vedem lumina. Când ne uităm la steaua asta, vedem lumina de pe vremea lui Mihai Viteazu. Deja mi se pare că suntem într-o lume... Privim în trecut, cerul e o mașină a timpului. Asta e foarte interesant. Eu totuși am o întrebare, pentru că sunt așa multe stele și aș vrea și eu acum, când, diseară, când o să fie întuneric afară, ținem cont că este ianuarie. Așa, nu? Unde pot să văd și eu pe Sirius, unde pot să văd pe Betelgeuse și să-mi dau seama că aceea e Sirius și aceea e Betelgeuse? Am niște stele, pot să-mi iau niște repere, niște stele ca reper, care nu se mișcă niciodată? Bun, stele ca reper. Dacă vrei stele reper, hai să pornim de la nord, da? Ne ducem la nord. Asta e un program așa, care putem nord să vă știm. În nord știm. Știți unde e nordul, da? Știm dacă știm care e nordul. Trebuie să ai un telefon sau o busolă sau ceva ca să știi care sau e nordul. Sau un părinte care mai știe. Da, exact. Și aici, noi avem o stea. Steaua asta. Ați auzit de steaua polară? Da. La câți ani distanță e de noi? Deja știu ce vreo 400 de ani lumină. Dar nu contează asta. Steaua polară este o stea care ne arată tot timpul nordul. Deci este tot timpul spre nord. Deci practic dacă învățați care este păi imaginați-vă că Pământul este înclinat un pic așa, cu 23 de grade. E un pic câși așa, înclinat. Și axa Pământului, dacă am prelungi axa Pământului așa în continuare pe cer, liniuța aia ar înțepa cerul în punctul ăsta aici, unde este steaua polară. Practic tot cerul se învârte în jurul acestui punct. Ia să dăm noi, să dau timpul mai repede să treacă aici. Și uitați-vă la steaua asta, da? Aici. Și o să dau timpul să treacă repede și o să vedeți ce se întâmplă cu celelalte stele. Ia uite. Totul se învârte în jurul punctului ăsta. Asta e mișcarea cui? Pământului. Mișcarea Pământului. Mișcarea de rotație a Pământului. Dar în sud cum s-ar vedea? În sud nu s-ar vedea. Și s-ar vedea polul sud ceresc. Adică cu tot o altă zonă de cer. Deci mereu steaua rămâne acolo. Exact. Și voi puteți să găsiți steaua asta. Hai să vă arăt cum să o găsiți, steaua polară.
La, o să vă ajute dacă o să o găsiți. De fapt, nu stelele se învârtesc, ci pământul nostru se învârtește. Și... mișcarea de rotație a pământului face ca cerul să se rotească, să se rotească. Să avem iluzia. Exact, pământul cerului, se învârtește. Inclusiv soarele care se mișcă pe cer, nu se mișcă el. Noi ne rotim. Pământul se mișcă ca un titirez așa, în jurul propriei axe. Ca să găsiți steaua polară, cel mai bine găsiți constelația Carul Mare. Adică chestia asta pe cer aici. Constelațiile sunt niște forme imaginare inventate de oameni acum mii de ani ca să se orienteze pe cer cu ajutorul lor. N-au legătură cu realitatea, da? Sunt niște forme inventate de noi. Voi ați observat vreodată până acum pe cer Carul Mare? Ați putut să-l identificați ușor? Ați văzut vreodată pe cer noaptea Carul Mare? Uite-l aici. Ăsta e Carul Mare. Da. Avem patru stele aici și cu astea trei, ca o căruță așa, asta ar fi... osia. Da. Jugul merge. Da, exact. Sau ca un polonic. Roțile. Americanii zic polonicul. Exact. Ăsta e, vedeți, ca un polonic așa, să iei ciorba cu el. Și ca să trântești ciorba în cap, eu trântești stelei polare aici, uite. De la steaua asta, de la stelele astea două din Carul Mare, dacă prelungim aici cu o liniuță, din orice poziție ar fi Carul Mare, găsim steaua asta care este steaua polară. Și este în coadă la Carul Mic? Exact. În este vârful Carului Mic. Și la ce ne ajută chestia asta? Dacă noi am identificat steaua polară, știm unde e nordul. Dacă știm unde e nordul, putem să ajungem foarte ușor la... nord. Hai să nu zic ceva, să fac reclamă. La un mall din nordul Bucureștiului. Da. Da? Deci nu, am ajunge spre Ploiești, știm, da, încotro să o luăm. Corect, dar trebuie să fii mai în București ca să, da, ajungi. La un magazin de mobilă, da? Se poate ajunge foarte ușor. Să mâncați niște chifteluțe acolo, dacă vreți. Deci aici, dacă știți care e nordul, deci știți care sunt punctele cardinale, puteți să vă orientați. Oamenii asta făceau. Acum mii de ani n-aveau aplicații, telefoane, nu știu ce, GPS, n-aveau nimic. Dacă erau pe mijlocul oceanului și se rătăceau, se orientau cu stelele de pe cer. Găseau punctele cardinale și ajungeau acasă. Deci dacă noi am reperat steaua steaua polară, da, putem să ne dăm seama că rămăsesem de la Sirius și Betelgeuse. Da, putem să ne dăm seama de punctele cardinale. Și după aia, așa, ideal ar fi, mai departe, să avem o hartă. O hartă a cerului. Cărți ale cerului găsiți pe internet câte vreți voi. Dacă vreți, intrați pe site-ul observatorului, Observatorul Urseanu, și de acolo puteți lua cărți gratuite pentru fiecare lună. O stea foarte strălucitoare se numește Sirius. Asta este steaua strălucitoare pe care o identificăm. Și de aici se vede și Betelgeuse și încă o stea care se numește Procyon. Astea pe cer... și Rigel. Și Rigel. Astea formează pe cer un triunghi aici. Uh-huh. Asta se numește triunghiul de iarnă. Se vede iarna pe cer. E formă imaginară, iarăși, nu e ceva inventat, deci, de noi. Deci triunghiul de iarnă, chiar așa iarnă, se spune. Da. Și ai zis că Sirius este la 25 de ani. Nu, Sirius e la 8 ani lumină distanță, ani. Cam așa. Betelgeuse la ce? Betelgeuse e la vreo 500 de ani lumină distanță. Oh, 8 ani și 500, da, și Procyonul este mai aproape, pe la vreo 11 ani lumină, deci, distanță. Deci noi le vedem ca și cum sunt într-un plan, dar ele sunt la distanțe... Exact, asta urma să ajungem acum. Aha, pot să am un aha? Da. Ia să vedem. Acum îmi dau seama, deci dacă eu îl văd pe Betelgeuse atât de strălucitor și el este la 500 de ani, v-ați prins și voi? Mi se face pielea găinii când îmi dau seama. Deci dacă Sirius e la 8 ani distanță, lumină, distanță, iar Betelgeuse este la 500 de ani distanță, lumină, da, distanță, înțeles, înseamnă că Betelgeuse este mult mai mare decât Sirius? Corect. Da. Asta e, stelele nu se văd, nu ne dăm seama de distanța până la o stea doar în funcție de strălucire. Asta nu era planificat, îți dai seama acum. Păi nu, deci eu sunt super, da, sunt așa... Deci nu știi distanța până la o stea doar din strălucirea ei. Distanța se calculează altfel. Strălucirea este una aparentă. Steaua poate să fie mai mică sau mai mare. Ție-ți pare la aceeași distanță. Dar steaua, de exemplu, poate să fie o stea foarte mare, care e atât de departe încât abia se vede, și o stea foarte mică, dar e aproape de noi, se vede strălucitoare. Și Sirius e o stea, vedeți că Sirius se vede aproape la fel ca Betelgeuse ca strălucire. Numai că asta e la 8 ani lumină, asta e la 500 de ani lumină distanță. Deci clar, Betelgeuse o stea mult mai mare. Aș mai avea o întrebare. Știu că există o constelație care seamănă cu o casă? Da, e și o casă pe cer. Eu vreau totuși să mai rămânem puțin în zona aceasta, că e iarnă și se vede bine. Am văzut trei stele, ai zis ceva de Rigel. Așa. La ce distanță ar fi aceea? Și Rigel e la niște sute de ani lumină distanță. Hai că ne zice programul, că nu mai știu. Deci, înseamnă că și este... 800 de ani lumină distanță. Este o imensă, dar este o stea gigantă albastră. Deci e foarte fierbinte. E mai fierbinte la suprafață decât Betelgeuse, da. Exact. Și văd, din câte mi-amintesc, trei stele mai mari într-o parte, trei stele... Sau la astea te referi, la cele trei stele. Da, exact. Și mai sunt unele mai micuțe jos. Da, fiți atenți. Astea trei stele în linie aici reprezintă centura lui Orion. Aici
să vorbim un pic de constelații, ca să acoperim și treaba asta. Constelațiile sunt acele forme pe cer, da? pe care le-au inventat oamenii. Ne le imaginăm, le desenăm. Ne imaginăm. Așa, da. Dacă vreți forma artistică așa, uite, ar fi asta. Ia uite-le, au apărut niște desene pe aici. Ăsta e Orion, aici ar fi un vânător pe cer, asta ar fi, ăștia ar fi umerii lui, vedeți că a tras la sală bine. Deci acesta e Orionul. Aici avem centura lui Orion și picioarele lui, da. El e un vânător, mă rog, vă dați seama, oamenii inventau chestiile astea acum mii de ani, se orientau cu ele. Își imaginau, exact. Și imaginau, era ca un fel de telenovela turcească a anilor acum 3000 de ani. Da? Grecească, te rog. Grecească, da, grecească, mă rog, grecească. Da, ce vrei să zici? Asta am văzut și la Planetariu. Da, pe aici, asta arătăm și la Planetariu. Vladimir, scuze-mă un pic, Sirius e din Canis Majoris? Sau... Da, exact, aha, Sirius e din Câinele Mare aici. Câinele aici mare. Câine. Și da. Să revenim la Orion. La Orion, revenim la Orion. De ce le-au unit stelele, dacă astea? Sunt la așa distanțe diferite și... V-am spus, astea sunt niște forme imaginare. Steaua okay. asta de aici, cu steaua asta de aici, cu steaua asta de aici, nu au nicio legătură ca distanță una de alta. Numai că, aparent, de pe Pământ, ele par la aceeași distanță. Că nu avem cum să vedem 4D, știți, ca la filme. Nu putem să vedem în adâncime, așa. Nu putem să vedem. Noi vedem niște puncte. Astea sunt constelațiile. Constelațiile sunt niște forme pe cer. Astea trei steluțe de aici reprezintă centura lui Orion.